Pomenirea aducerii moaștelor celui între sfinți, părintul nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului. Acest Dumnezeu, părinte al nostru de trei ori fericit, Ioan Gură de Aur, a fost mare luminător și învățător al lumii. El nu trecea cu vederea nedreptate și nu căuta la fața oamenilor. Astfel chiar pe împărăteasa Eudoxia a înfruntat-o pentru fără de legile și nedreptățile ce le făcea, printre altele și pentru chipul tiranic cu care luase via unei văduve numită Calitropia, de aceea a fost izgonit de două ori din scaun și iarăși a fost chemat la păstoriții săi. Dar a treia și cea din ultima oară a fost trimis la Cucus. De aici l-au dus la Arabisos și apoi la Bitius, orașe nu numai lipsite de cele trebuincioase, dar și totdeauna prădate de Isaul și vecinii lor. Deci, aflându-se acest mare părinte și înger în trup acolo în Bitius, a fost chemat de Domnul și Stăpânul tuturor și s-a mutat la vecele locașul în anul 407, iar sfintelui moaște au fost îngropate în Comane, împreună cu moaștere sfinților mucenicii Vasilisc și Lucian. Curând, după îngroparea Sfântului Părinte Ioan Gură de Aur, Arcadie, împăratul, a părăsit viața pământească împreună cu soția sa Eudoxia, urmându-le la împărăție fiul lor Teodosie cel Mic. Iar mai târziu a ajuns patriarh al Constantinopolului cu alegerea tuturor, Proclu, ucenicul și slujitorul Sfântului Ioan. În al patrulea an al patriarhului și după 33 de ani de la adormirea Sfântului Ioan Gură de Aur, Proclu a înduplecat pe împăratul Teodosie să trimită și să aducă moaștere Sfântului, dar Sfântul nevrând să se lase înduplecat și stând nemișcat, împăratul a trimis o epistolă de rugăminte care avea acest cuprins: învățătorului a toată lumea și părintului duhovnicesc Sfântul Ioan Gură de Aur, patriarhul scrie acestea, Teodosie împăratul: noi, cinstite părinte, socotind că trupul tău este mort ca al altora, am vrut fără multă chipzuială să ridicăm și să-l aducem iarăși la noi. Din cauza această dorință noastră pe bună dreptate nu ni s-a împlinit, dar tu, cinstite părinte, ca cel care ai învățat pe toți pocăința, iartă-ne greșeala și te dăruiește nouă ca unor fii iubiți pe părintele lor și veselește cu venirea ta pe cei ce te doresc. Deci, când au dus scrisoarea aceasta și au pus-o pe rac la Sfântului Sfântul, îndată s-a lăsat ușor, iar purtătorii raclei au ridicat racla și au purtat-o fără osteneală. Când au ajuns de cealaltă parte a Constantinopolului, a trecut împăratul cu tot senatul și patriarhul, cu tot clerul și au pus racla ce era cu trupul Sfântului într-o corabie împărătească. Dar riscându-se furtună pe mare, celelalte corabii s-au împrăștiat în toate părțile. Numai corabia cu trupul Sfântului s-a abătut de la via văduvei aceleia, pe care o năpăstuise Eudoxia, precum s-a spus înainte. Iar dacă s-a dus și s-a dat văduvei îndărât via, îndată valurile mării s-au liniștit. Moaștele Sfântului au fost duse mai întâi la Biserica Apostolului Toma, numita lui Amantie, după aceea la Biserica Sfintei Irina și aici au fost puse în sintronul său și strigară toți: primește-ți scaunul sfint de părinte. După aceea, fiind așezată racla într-o caretă împărătească, a fost dusă la Biserica cea mare a Sfinților Apostoli, unde fiind așezată pe tronul cel sfințit și s-a auzit glas grăind pace tuturor. După aceasta, racla cu sfintele maște a fost îngropată în pământ în altar când se săvârșea Sfânta Liturghie și se făceau mari minuni. Așa știe Dumnezeu să mărească pe aceia pe care îl slăvesc prin viețuirea lor.